Ok, hai să începem cu doamnele. Elvira, hai lângă mine. Bianca, dacă te rog, vezi acolo dacă încadrarea e ok? Ai pe telefon direct? Da, eu la laptop, adică eu video în laptop să fac. Mm-hmm. Asta din original, să n-am întins niciodată. Mm-hmm. Și am văzut în video contrast, nu trebuie depus. Da, mm-hmm. Păi de asta, uite, vezi, la contrast, îți face pielea mai galbenă, poți să scoți asta chiar și în Lightroom, nu neapărat în Photoshop, și în Photoshop este o tehnică. Am văzut că ai retușat fața, ai folosit un blur, o pensulă. E foarte ok, pentru că să văd și... asta mi-a plăcut. Roșu? Nu roșu. Să văd elementele, deci nu ai dat la să scoți asta. Adică având chestiile astea pe față, știi, îți dai seama ce înseamnă să retușezi așa, să faci fața de păpușă cumva. Da. Știi? Și... Uh-huh. Eu anume am lăsat fotografia cu anumite elemente, știi, care credeam și cum se fac. Aici cam mai alb, aici se putea lucra oarecum și chiar firul ăsta de păr. Te vezi aici la ochelari, anumite chestii, chiar și cămașa. Am văzut cum ai subțiat din burtă, da. Și puțin am îndreptat-o. Da, cât de cât. N-am putut să o fac chiar dreaptă, că nu da, se poate face, nu e o problemă. Bun. Fain. Și ai și un video? Nu, am putut să fac. Mi-ai spus acum. Sau dacă vrei să povestești ceva, te ascult cu drag. Eu am folosit mai multe programe. Dintre acestea, Facetune, Snapseed, SCO am luat și Lightroom am luat. Facetune eu am făcut mai puțin burta și fața am... Am ridicat puțin fața. După aia, și am îndreptat și culoarea tenului la Facetune. Cu Lightroom eu am făcut iată acest efect mai întâi rozoviu. Și apoi l-am încă accentuat ca să nu fie chiar pal. După asta la Snapseed l-am făcut mai natural, spară. Și cu SCO am pus efectul și s-a făcut mai galben, dar ați spus că nu trebuie. Deci nu înseamnă că nu folosesc. Snapseed-ul. Încă am luat și urmile care erau, iată, pe frunte, toate ridurile astea, l-am luat cu Snapseed-ul. Fain. Nu? Trecem pe mobil. Foarte tare. Nu, eu cu laptopul o să primi mai tare încep să lucrez și o să fac și video-ul. Da, mersi. O să lansăm un concurs video. Pe partea asta. Cătălin, nu? Ha. Am lăsat așa? Am zis că a fost timpul atât. Și dacă mai văzut tu și mi-ai zis tonul de piele ar putea să fie puțin, nu știu, mai explicat bine. Și mi-ai explicat faptul că la fețe sau la portret nu merge cu contrast atât de mare și nu sunt condiții. Uite, dacă vezi, știi, tai fața. Dar vezi restul, se vede foarte fain. Da, știi? Da, înțelegi la asta. Cumva, cred că aș putea să ajustez și... Ți-am lăsat amprent. Da, e regulă. Aș putea să ajustez și să lucrez doar pe zona asta și să las și colorizarea pe corp. A fost ceva simplu. Nu știu ce video mi-ai dat, m-am uitat, știu că am dat click pe el. La da, e tip vlog, ți-am povestit cum ce-am folosit. Nu m-am gândit la un mesaj strat niciodată, că nu m-am gândit la o idee creativă, știi, este tipul un alt cadru sau ceva, în momentul ăla. Aș fi vrut, dar am zis că nu mă încadrez să fac asta în jumătate de oră și a mers ceva simplu. Puteai să faci și după, dacă îți venea ceva idei. Da, probabil, dar... Eram, la fel am fost peste tot. N-am mai putut. Așa suntem noi peste tot. Da, așa e. N-am mai făcut asta, deci am fost ciudat. În editarea fotografiei am folosit Clone Stamp Tool, Healing Brush, puțin brush-ul. Am folosit și camera RAW Filter ca să pot face un pic de colorizare și cam atât. Nu am vrut să transmit un mesaj neapărat, pentru că nu m-am gândit la asta.
dar am încercat să fac să arate cât mai bine și să elimin și micile imperfecțiuni, cum ar fi fost la valiera, cu deaua care ieșea, câteva riduri, deși puteam să fac mai multe lucruri, dar am încercat să mă încadrez și în timp. Cam asta e. A fost sport. Un challenge așa, o încercare, a fost ciudat inițial. Azi că am pregătit ceva la sfârșit pentru voi, foarte fain. Dar mă rest, mi-a plăcut experiența de aici, chiar dacă nu am făcut și foarte wow, dar chiar a fost fain. Super. Da. Chiar aș aprecia dacă mai avem sfaturi pentru mine, pentru că așa învăț. Sfaturi în ce sens? Cam ce mai vrea să știi? Nu știu, poate anumite idei, știi, ce aș mai putea să aplic la o astfel de fotografie de portret când o editez. Ce aș putea să țin cont? Mezi, știi, de față, de contrast, așa. Chiar o să încerc, știi, și mai dreptate. O să vezi și la restul participanți, că cam iau să fac o structură din toate fotografiile și o să înveț. Aici n-am ce să mai dau mai multe sfaturi, știi? Foarte ok. Singura chestie asta e aici, știi? Partea asta de lucrat. Da, asta trebuie să o îndrept până la mine. Sau cum ai zis tu, să-ți subțiez puțin burta. Da, o să vezi așa, spre final, cam ce, spre ce tind. Da. Și chiar sunt foarte mulțumit de ce poze am văzut. Da, asta e bine. Super. Așa. Mi-a trimis pe mail? Sau încă nu? Elvira ai fost, nu? Mi-ai trimis ceva link YouTube sau nu știu, sau asta e cu... SipMind. Ioan Emulo Ignat, nu? Okay. Hai să... Vă dăm. Arată. Asta nu e. Știu, știu. Hai, dăm să văd la tine. Mă uitam la... Aia nu mă uită pe la care trebuie să... Îmi plăcut maxim de arăt. Da, e mișto. Asta e rezultatul pe care am reușit să scot din fotografia ta. În primul rând am vrut să modific puțin fundalul pentru că aveai blenda aia în spate sau... Nu, fundalul ăla pe care l-aveai, am zis că trebuie uniformizat cumva. Și am zis să încerc ceva diferit, că mi se pare prea simplu editarea pe care am făcut-o ieri. Și am vrut să pun în evidență cumva siguranța ta pe tine. Ești unul foarte sigur pe tine și știi concret ce vrei de la viață și m-am făcut chestia asta. Și am zis că se emulează foarte ok background-ul ăsta. Foarte fain background-ul. Mi-a captat atenție. Inițial am, gen, e compus de mai multe elemente background-ul în sine. Am făcut, pentru culoare, efectiv, am făcut gri total, știi? Și am un patch cu niște brașuri, știi? Da. Și chestiile astea din spate le-am făcut cu un braș, cu două brașuri, de fapt. Și cum ar fi perete stricat. Exact, ne? Exact. Fain, și alb, e ceva elegant. Și am zis că dă super ok cu tonul ăsta rece, știi, al fotografiei, cu outfit-ul tău. Știi că am precizat chestia asta și în video, nu știu dacă a fost uite. Da, se vede în video. M-am uitat un pic, dar după aia de pe seama. L-ai sau...? Nu l-am. Să se descărca ție? Da, încă ce. M-am uitat o secundă, mi-a plăcut video tău. La chiar video am încercat să fac o chestie, gen... Să nu fie chiar ceva foarte simplu, știi? Da. N-are sună? Ba da. Și pe care îl agitezi pentru acest proiect. O să dă resimulația. Sunt Vlad Maria, nu sunt critic de artă, dar consider că aș putea să-mi spun părerea despre fotografia pe care am editat-o și să o caracterizez. Am ales această perspectivă deoarece consider că Iulian și outfitul pe care îl ales pentru acest proiect îmi inspiră siguranță și putere. Am ales să modific fundalul prin adăugarea celor striații, cu ajutorul cărora am vrut să conturez cele două prim caracteristici
ridicate mai sus. Am dat un flip orizontal, deoarece mie îmi place mai mult acest unghi. Am aplicat un retouch personajului pentru a elimina imperfecțiunile feței. Mai apoi am folosit filtrul Camera RAW pentru a modifica puțin setările de expunere și culoarea fotografiei, încercând să o încadrez în contextul conturat de mine. Am folosit tonuri mai reci, fiind vorba despre o fotografie de studio, acesta fiind puțin mai soft din punctul meu de vedere. Consider că arată foarte ok. Sper să vă placă și vouă și mersi mult de tot. Destule de redactate la noștri, nu prea fac eu video în general. Aveam la valieră luată de pe 64, o variantă foarte low cost la vreo 100 de lei, știi? Și am zis că așa n-am folosit niciodată, am cumpărat-o să fie acolo, încerc să o folosesc acum și apoi nu prea mi-a plăcut că are noise-ul ăla pe fundal, am încercat-o să o scot în Sony Vegas, nu prea mi-a ieșit. Super. Asta, na, cred că video nu mai trimis, că nu văd mail. Văd doar pe SD ușă și pe Ego. Da. Na, uitați, cam asta e imaginea, care nu a putut să ajungă, dar a fost ieri și a făcut-o, puțin o retușat-o la text, adică a schimbat fontul. Seamnă chestii că l-a făcut alb și se vede super ok. Uh-huh. Da, l-a modificat față de ieri, că voi ați fost și ați văzut. Mi-a plăcut foarte mult că a introdus text, deci a fost puțin diferit și a folosit exact viziunea lui și chiar e foarte apreciată. Schimb la partea de editare, e foarte ok, dar dă o tentă de... Da, are o tentă de umbră care nu chiar se potrivește, dar da, e un stil. Deci, practic asta, fiecare să-și folosească stilul, da, și-o pus amprenta. Și mesajul cu focul, chiar am spus și ieri, mă captează foarte ok. Da. Da. Da, ideea că am ceva genul ăsta, am avut banner la mall, tot cu, numai că aveam un aparat în mână, nu știu dacă ați văzut, sau prin stațiile de autobuz erau. Ok. Cine mai trebuie? Come here! Ok, the photo. Show me the photo. Hai să vă... Deci primim o dată pe spate. Da, dar noi. Ha? Vreau să vă ieși eu. Dar am văzut față. Sper să vă ieși. Da, ok. Show me. Arai, că video. De cumva să vadă tot la asta.
Tradui tu. How much time you stay in Romania? It's great. You're very talented. It's amazing what you do. Hmm? Am, cam asta înseamnă editare mega avansată. Do you can I pause this on my can you send me the clip? When you have time. It's great. It's you are fantastic. What can I say? I see this picture, the clip I didn't saw. It's but it's totally. This is what I'm looking for to hire for this. Dacă am anunțat premiul, nu? Sau voi l-ați anunțat. Felicitări. Okay. Here's the money. You receive money. It's the prize. Thanks. You're welcome. Așa. Primul tu ai. Tu ești. Pentru că mi-a plăcut foarte mult clipul. Cât era pentru primul 2? 100 parcă, nu? 100. Da. Primul 2. Mersi mult de tot. Cu drag. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Deci ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult clipul. Adică și mesajul transmis. E foarte, deci foarte ok, știi? Și fotografia, adică se vede chiar dacă nu ai lucrat atunci. Măi, hai acasă, hai să fac ceva ok. Să vede cât ai implicat. Și apreciez asta. Așa. Și în modul normal, trebuia să primești premiul 3, pentru că persoana de față nu... Da, nu a venit și ziceam, bă, nu-i corect, știi, totuși, dacă vrei să vii. Dar parcă avea ceva mai original față de ce ai făcut acolo, știi? Deși ai multe abilități, adică și în clip și în asta, chiar te rog să mai dezvolți partea asta de vorbit, că o să fii foarte bun în partea asta. Știi? Și e foarte ok. Puțin experiență. Puțin experiență. Da. Să mai încerc. Și premiul 3 o să meargă la... Da. Ok. Deci o da. Măi, eu sunt foarte mulțumit. Adică chiar, wow. 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 Și mulțumesc că l-ai adus. Fii talentat. Și sunt mulți ca el, eventual îi faci un brief, că nu. Sunt mulți ca el, care știu, dar ce am văzut, stau ascunși undeva. Nu vor să afirme, nu așa. Un om creativ nu vrea foarte mult chestii genul ăsta, concurs sau să vorbească, sau și chestii genul ăsta. Vrea acolo, stea în banca lui să creeze. Și creativitatea îi dă ori să lucrezi indoor, ori să lucrezi outdoor, cere un anumit talent. Ok. Vreau să mai spun ceva. Am avut parte de o experiență foarte interesantă ieri și azi. Adică am parte din multe astea. Dacă m-am apucat să scriu o carte, cam asta, știi? Am ce povesti. Pe lângă faptul că am... Mama mea i s-a făcut rău și o luat ambulanța și a mers la spital. I-a făcut o perfuzie și a revenit, ok. O aflat cu ocazia asta că a avut în ceva timp în urmă un atac, adică un infart. Știi, asta părea pe asta, dar l-a dus pe picioare, acum e foarte ok. Adică avea nevoie de anumite medicamente astea, magneziu, zinc. M-am retras din clubul foto. Pentru că acolo în ultimul timp chiar m-am implicat de la începutul anului și a fost o chestie, adică era foarte multă ceartă, s-a format o nouă conducere și cei din conducerea veche tot ataca noua conducere. Pe Ovidiu îl stimez, e ok, adică chiar se implică și vrea să împace toată lumea. Da.
Și atunci s-a certat. Da. Și din cauza asta am zis că eu nu rezonez cu asemenea club. Și m-am gândit ca pe viitor să fac un club, dar nu pe Suceava, pe România. Și mi-ar face plăcere, care sunteți aici apasionați de editare, de tot, adică să faceți parte. Vom ține legătura pe parcurs. Nu am încă ceva stabilit, așa, dar am o idee. Planurile spuse pe hârtie, le-am dat și la clubul respectiv, dar nu văd viziunea mea care văd cu clubul. Cumva ei înțeleg că eu îmi fac reclamă prin clubul respectiv, dar din contra încerc să-i ajut cu anumite sfaturi. Ok. Nu știu. Bianca, vrei să spui și tu ceva? Vii lângă mine? Asta la club mi-ar place foarte mult în bord și cam asta a fost conceptul la clubul de fotografi, să fie în bord oameni tineri, cu pasiune, adică care știe să dezvolte. Nu neapărat foarte bun fotograf sau foarte bun videograf sau asta. Bun manager, pentru că asta face un sistem foarte bun. Și pe lângă pasiunea de fotografie, totul se unește, ok. Da. Să construiești imaginea asupra publicului, să prinzi. Exact. Că la urmă sunt foarte mulți fotografi buni la noi în oraș, dar e o chestie de gusturi și de cumprinderea publicului. Mm-hmm. Chiar puteți să-mi dați și feedback-uri. Cum sunt eu, ce ar trebui să îmbunătățim, nu știu, chestii, la ce v-a ajutat acest concurs, de ce v-ați dat seama, ce a fost ieșit din comun. Elvira. Spune. Trebuia să fac un video. M-a ajutat pe asta că fotografia de portret mi-a spus cum trebuie, fără contrast, chiar și video care l-am văzut de ieri. N-am știut că trebuie de pus o imaginație, cum vreau, m-a strâng cumva ta mai original să o fac. În schimb, atrag atenția și la mici, mici detalii și de asemenea imaginea că sunt cu vigor. Super. Mersi. Ok. Asta, concursul ăsta, am învățat câteva sfaturi care probabil o să le aplic în continuare, să văd dacă dau rezultate bune. Ce mi s-a părut ciudat, poate numărul de participanți, cel puțin în mail-urile la care am uitat, erau cel puțin ce știu. Și mă gândeam că o să fie mulți. Dar a fost bine și așa. O fost mai puțin oameni, mai mult șanse de câștig. Așa, și cam asta. În cuvântul, ce vreau să spun eventual ție, au zis că spui foarte mult ok. Okay. Pentru mine, cel puțin, ok, poți să înseamnă și bine și rău. Știi? Și nu e chiar exact.
Nu pot să-mi dau seama ceea ce vrei zici prin ok. Poți să cauți un alt cuvânt care să reprezintă mai bine. Te referi aici când vorbeam despre fotografie? Da, sau? Da, aici nu vreau să dau răspuns, că vreau să-l păstrez da. Pe la urmă și cam am luat în... Am luat în ordinea, știi, am vrut să păstrez puțin așa suspansul ăla, știi, da. Care și cum. Poți zici, e ok, e ok, știi, e un pic așa când duci întors. Poți fi bine, poți să vezi bine. Într-adevăr, poate avea și rolul lui, cum ai zis, da. Păstrez suspansul, dar și în discuții sau mai ales ca feedback. Da, mulțumesc, mulțumesc de feedback. Super. Eu primesc critică constructivă, nu mă deranjează. Mă deranjează modul de abordare în care se dă critica, știi? Dar asta ca să faci și pentru voi. Când dați o critică, uite, na, am ceva să-ți spun care te-ar ajuta sau am ceva să-ți spun care... Așa. Deja ai tăiat bariera. Exact. Dacă spune unul, bă, ești prost, știi? Tu, cum adică? Știi? Ceva de genul ăsta. This competition, this event, how can we improve it? Okay. We need some bit good banner or poster to promote the action at the Club de Marketing is have a bit worse banners, I think, and that's what first of all, you when you do activity is a branding. Okay. It's a bit important. You can make some ads and promote banner to promote the activity. That banner must take interest. So it's like not about that, it's about the club, right? It's all. It's all. Photography activity, this activity and also club need something. Can you? If you have your fox, you know you are foxing something, and when you look in some banner, the first human psychology goes to here, like a hit right of there, and you need to fox. You need to write some else, like a what do you do in here, and what in the font also important for human psychology. Light and sans serif is good for that. It takes interest. When you stick the poster here and when I'm passing here, the poster not must rotate me here. And that's why